Bună ziua! Doamnelor și domnilor, am revenit cu noi informații despre modul cum se desfășoară procesul de votare. Până la acest moment, nu au fost înregistrate evenimente deosebite de natură a afecta ordinea și siguranța publică. De la deschiderea urnelor au fost înregistrate 59 de sesizări referitoare la diferite situații care privesc posibile contravenții sau infracțiuni electorale. Din verificările efectuate până la această oră, 14 dintre acestea nu s-au confirmat. Cele mai multe evenimente au fost sesizate în București, 8, în județele Dâmbovița, Dolj și Mehedinți, câte 7 și Giurgiu, 4. Toate aceste situații sunt verificate punctual și se iau măsurile legale corespunzătoare. În urma sesizărilor primite, până la această oră, au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale, dintre care 48 privesc încălcarea legislației electorale. Sunt efectuate cercetări în 6 situații, reprezentând posibile infracțiuni. Avem un caz de infracțiune de corupere a alegătorilor, înregistrată în comuna Cogealac, din județul Constanța, unde viceprimarul a sesizat faptul că dintr-un autovehicul se distribuie pâine în scop electoral. Se fac cercetări pentru a se stabili care este situația de fapt. De asemenea, un agent de poliție din localitatea Bistra, județul Alba, s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat de 66 de ani a împiedicat-o pe soția sa să-și exercite dreptul de vot. După ce cu o zi înainte bărbatul a solicitat în numele soției sale, care este netransportabilă, o urnă mobilă, în această dimineață a refuzat accesul în locuință al membrilor comisiei de la secția de votare. Această faptă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Vă reamintesc că votarea prin intermediul urnei speciale se face conform unei proceduri bine stabilite. Persoanele care sunt netransportabile sau din motive de boală nu se pot prezenta la secția de votare, trebuie să depună cereri, evident, persoanele nu pot depune personal cererile, dar rudele lor pot face acest lucru, depun cererile la secțiile de votare cu o zi înainte de procesul de vot. Aceste cereri trebuie însoțite și de documentele care dovedesc starea medicală. Urna specială este transportată de cel puțin 2 membri ai secției de votare și sub paza structurilor MEAI. În județul Dâmbovița, poliția a fost sesizată de mai mulți cetățeni după ce în această dimineață au găsit afișe electorale lipite pe parbrizele autoturismelor. Autorii, în număr de 3, au fost identificați și sancționați cu amendă contravențională. În județul Giurgiu, o persoană din localitatea Bicu a sesizat structurile MAI cu privire la faptul că membrii biroului electoral al secției de votare nu i-au permis să voteze, invocând faptul că persoana respectivă ar avea probleme psihice. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit că persoana respectivă este înscrisă în evidențele medicale cu afecțiuni psihice, fapt care nu îi permite să voteze. Un alt caz a fost în București, unde s-a primit o sesizare prin 112 cu privire la faptul că la secția 185 un alegător a introdus în urnă mai multe buletine de vot. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au întocmit dosar pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot. Faptă pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Cercetările continuă și în acest caz. Am avut o situație și la Vaslui, unde prefectul județului a solicitat biroului electoral județean înlocuirea președinților a 4 secții de votare, deoarece aceștia ieri au plecat acasă cu ștampilele de control. Scoaterea materialelor necesare votării este strict interzisă, lucru comunicat public, de altfel și în videoconferințele organizate la nivelul MAI, dar și cu ocazia instruirilor organizate periodic cu președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare. Procesul electoral nu a fost suspendat și s-a desfășurat sub coordonarea locțiitorilor președinților birourilor electorale. Pentru alegerea unor noi președinți a fost organizată de către președintele tribunalului o tragere la sorți din rezerva de magistrați și juriști. Totodată, au existat situații punctuale când președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare au solicitat angajaților MAI verificarea unor persoane care s-au prezentat la vot. Până la clarificarea tuturor situațiilor de către structurile MAI, procesul de votare a fost întrerupt la cererea președinților birourilor electorale pentru perioade limitate de timp. În ceea ce privește persoanele aflate în centrele de reținere și de arest preventiv ale unităților de poliție, Inspectoratul General al Poliției Române a dispus măsurile necesare pentru a permite exercitarea dreptului de vot de către cei care îndeplinesc condițiile legale.
Până la acest moment, 489 dintre persoanele reținute sau arestate preventiv, care și-au anunțat intenția de a vota, și-au exercitat acest drept. Totodată, precizăm că până la această oră și-au exercitat dreptul de vot și jandarmii aflați în misiune în Afganistan. Ei s-au deplasat pe rând la secția de votare pentru a putea asigura continuitatea misiunilor. Votarea s-a desfășurat fără probleme, într-o secție amenajată în aceeași bază, în care se află și colegii de la MAPN. Doamnelor și domnilor, recomandăm tuturor alegătorilor și competitorilor electorali să respecte legea. Așa cum au făcut de la deschiderea urnelor de vot, angajații MAI vor verifica în continuare cu maximă atenție toate sesizările privind producerea unor incidente electorale, iar orice încălcare a legii va fi sancționată. Vă mulțumesc! Ne revedem cu noi informații la ora 17.